Bună seara! Mulțumim pentru invitație. Suntem prezenți astăzi aici pentru punerea în funcțiune a noi străzi a aeroportului, așa cum o vedeți într-o nouă față, în urma unei asocieri între Consiliul Județean anul trecut și Municipalitatea din Bacău, cu o contribuție de 95% Consiliul Județean și 5% Municipiul Bacău. S-a semnat contractul în septembrie anul trecut, proiectare cu execuție. Pe 15 martie s-a dat ordinul de începere la execuția acestei lucrări complexe. Valoarea contractului este de 2.200.000 și ceva de euro, de mii de euro. O lucrare complexă, relocarea utilităților, rețelelor de utilitate, practic toate rețelele de utilitate publică sunt noi, sunt pe subcarosabil, iluminat stradal, patru benzi, mână curentă, stânga-dreapta, deci practic dintr-o stradă aeroportul am transformat-o, nu știu dacă îndeplinește condițiile, dar într-o arteră. Este o adevărată poartă de intrare și eu cred că fiecare băcăuan se regăsește în această investiție care, iată, așa cum am promis și Dumnezeu ne-a ajutat, am și un constructor foarte bun și foarte serios, am reușit ca astăzi această stradă să fie pusă în funcțiune. Cam atât. Aeroportul internațional, dacă... Bună seara, cred că noi cei de la aeroport suntem printre cei mai fericiți pentru finalizarea acestei lucrări. Am operat timp de mai multe luni în condiții de șantier și știm foarte bine cât de greu a fost, dar știm importanța acestei investiții și mai mult de atât cunoaștem faptul că importanța realizării la acest nivel, la acestei străzi, rezidă și din problematica pe care am avut-o ani de zile și aeroportul a avut-o chiar în toată perioada de funcționare din ultimii ani pe situațiile de urgență. Vă spun cu toată responsabilitatea că nu știu cine ne-a ferit, nu am avut niciun incident la aeroport, la pistă și n-a fost nevoie de o intervenție masivă a celor de la situații de urgență, a salvărilor. Pentru că dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, era o situație cât se poate de tragică. Practic, accesul acestor utilaje era imposibil datorită formatului pe care l-avea vechea stradă. Pot să fac o mică paranteză. Acum aproape două luni am avut o simulare de accident la pistă și toate utilajele care au intervenit la acest exercițiu au avut acces pe la unitatea militară, pe la Aerostar, pe vechiul format, practic neputând exersa astfel de evenimente. Da, am să spun și eu câteva cuvinte. Unii ar spune că pentru mine strada aeroportului a devenit o obsesie. Recunosc că o bună bucată de timp a fost un adevărat coșmar, pentru că aeroportul internațional Bacău în ultimii 10 ani a avut anual un trafic de peste 400.000 de pasageri, ceea ce a presupus și un trafic ridicat de autobuze, autocare, autovehicule și cu riscuri uriașe în cazul unui incident la aeroportul internațional despre care a vorbit mai explicit domnul Popovnic. Intervenția Consiliului Județean a fost una decisivă. N-aș fi dorit să fac acest lucru atât cât am fost președinte al Consiliului Județean. Primăria Bacău n-a vrut să pună la dispoziție acest obiectiv, astfel încât să se poată aloca bani de la CJ. S-a făcut această asociere de dominată și dirijată de Consiliul Județean. Ne-am văzut aici în luna aprilie acestui an când am recepționat parcarea. Am promis că până la finalul acestui an va fi finalizată și strada aeroportului la un standard extrem de ridicat. Vedeți, nu mai este niciun cablu aerian, toate utilitățile sunt îngropate în pământ, au fost schimbate din temelii. Este o adevărată arteră europeană. Mă bucur că aici vremea a ținut cu noi la strada aeroportului, în sensul că, practic, pentru toți constructorii, astăzi este ultima zi de lucru.
muncitorii intră într-o bine meritată vacanță până ieșim din sărbători, spre deosebire de centura Bacăului, care deși a avut un ritm extrem de susținut, nu s-a finalizat brațul vestic și nu a putut fi dat în trafic, pentru că acolo au apărut alte probleme. Aici, deși a fost o lucrare mică și lungime, maxim 2 km, ea a fost extrem de complexă, dar, repet, în ultima zi și în ultimul ceas ea a putut fi dată în trafic și mă bucur că s-a confirmat încă o dată că munca în echipă aduce beneficii. Fiecare din cei prezenți aici și-au adus o contribuție mai mică sau mai mare la ceea ce înseamnă aeroportul internațional George Ionescu Bacău, în adevăratul sens al cuvântului. Sperăm să ne vedem la primăvară, atunci când vor începe lucrările la pistă. Dacă permiteți o scurtă completare, poate nu e cel mai potrivit moment acest cadru, aș vrea să atrag atenția și să atragem atenția împreună cu Consiliul Județean autorităților locale care au obligația de a asigura fluidizarea traficului în această zonă. Am constatat cu neplăcere că de câteva săptămâni s-a reluat practica de a se parca, deși semnalistica este foarte clară, de a se parca stânga-dreapta pe toată strada, și solicităm intervenția poliției rutiere, poliției locale permanent pe zona de flux aerian, de zboruri, pentru că degeaba strada s-a făcut la nivelul acesta, dacă e blocată, revin aceleași probleme care au existat și înainte. Întrebări. Putem continua și... Încă o dată, cât a costat proiectul, dacă sunteți amă? 10.483.000 de lei. Cu tot cu TVA. Și execuția propriu-zisă? Execuția de pe 15 martie s-a dat ordinul de începere la execuție și s-a finalizat aseară. Dacă nu sunt întrebări, noi vă invităm, așa cum ați avut și în invitația primită astăzi, vă invităm la o cafea, la un ceai cald în incinta aeroportului, o întâlnire de alt gen de sfârșit de an. Și mai continuăm discuțiile acolo. Da? Haideți. Mulțumim.